La citate să nu pui lucrurile la punct. Și trebuie să mai înțelegem ceva. Și eu trăiesc în acest oraș, la fel ca și dumneavoastră și toți ceilalți, și îmi pasă. Îmi pasă de viața mea, în primul rând, și de viața celorlalți, pentru că depindem unii de alții. Foarte, foarte important. Deci, nu suntem, niciunul dintre noi nu stă într-un tun de fildeș și să nu fie conectat cu ceilalți. Ați spus că dacă s-ar introduce un sondaj fețe noi, oameni noi, s-ar schimba statistica. Da, Adică cu în acei schimb categoric, după oameni. întâmplarea asta de acum, procentele nu par mai fi aceleași. Cine ar trebui să intre în rândul fețelor noi? La cine vă gândiți? Deci aici, partidele ar trebui să-și caute până în interiorul lor oameni noi să se reinventeze. Deci aici chiar cred că lucrurile astea trebuie făcute. Și nu datorită, repet, dacă stau să mă gândesc bine, asta a fost o situație specială. O situație în care există o teorie care se cheamă, în business, care se cheamă simțul urgenței, the science of urgency. Și care în management este foarte important, adică să știi să acționezi în momente critice. Deci, asta este de obicei, abilitățile de genul ăsta, jumătate sunt native, jumătate se dobândesc. Așa scrie Philip Kotler. Acum, nu pot să măsor și nici nu este treaba mea cât simț al urgenței există în oamenii care avem. Dacă vreți să mă întrebați pe mine la nivel de imagine, numai cum arată imaginea, ați constatat chiar și dumneavoastră că există persoane care au un simț al urgenței mai mare decât altele în ceea ce s-a întâmplat zilele astea. Și ați semnalizat în presă treaba. Așa este, este o La realitate. cine vă referiți? Care simțul urgenței mai? La cei care au reușit să facă mai mult, să determine, să facă să se întâmple mai multe lucruri decât Da, alții. dați nume dacă tot faceți declarații. Mie mi s-a părut chiar și acțiunea președintelui Consiliului Județean una mult mai închegată. De fapt, e și impropriu să compar prefectura când am nici ce să compar. Acum comparația cu primăria, că vorbeam de primărie. E complicat. Raza de acțiune a Consiliului Județean este una mult mai mare. Puterea și vocea este la fel mult mai penetrantă a Consiliului Județean. Pârghiile sunt altele. Nu e chiar de comparat, dacă mă întrebați pe mine. La precedentele sondaje, domnul Baczynski a ieșit primul. Da. În mod normal ar trebui să fie candidat, teoretic. Însă, dacă PSD nu va merge pe mâna lui și va anunța alt candidat, considerați că ar fi normal să se facă un nou sondaj de opinie? Vede protocolul. Da. Și mai mult decât atâta, dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. Orice înțelegere are o literă și un spirit. Litera înseamnă să aplicăm litera protocolului, dar spiritul nu întotdeauna poate fi pus și cu cuvinte. Deci este și logic și în spiritul acestei înțelegeri să se întâmplă lucrurile în felul ăsta. Cu toate acestea, în Consiliul Județean, ați avut parte de o surpriză neplăcută acum o lună și ceva, când la împărțirea fondurilor nu s-a respectat acele procente din înțelegere, din protocol. Vă amintiți, cred. Îmi amintesc foarte bine și vreau să vă mai spun ceva. Politica este un joc care trebuie jucat. Și în funcție de cum îl joci, așa îți obții și rezultate. Deci, probabil că cum s-au întâmplat lucrurile atunci, sau pentru cum s-au întâmplat lucrurile atunci, acele au fost rezultate. Probabil că au fost alții mai jucători decât, sau unii mai jucători decât ceilalți. Să vedem.